Așteptăm ora 3, gase, și îi scriu. Nu, e târziu. Jocul a început. Care joc, doamne? Care joc? Eu sunt... Oh my god, stați, gase, mă sună, nu știu cine. Alo, cine? Oh, fuck! Să recadă! Să recadă într-o... Salutare, gaise! Astăzi la amiază s-a întâmplat un lucru foarte, foarte ciudat. Sinehead iarăși a intrat la mine în casă și mi-a stricat ușa. Am chemat oamenii care au reparat-o. Doamne, mi este foarte, foarte frică, gaise! Toată ziua îmi scrie, de pe diferite e-mail-uri îmi scrie Sinehead, gaise! Și eu am decis să caut ceva informații suplimentare pe diferite site-uri. Am scris pe Google și am dat de Reddit despre tot ce este legat despre Sinehead, guys. Uitați-vă, prieteni, ce doar e-mail-uri eu primesc. Te omor, Motan Show. Motan Show, deschide ușa, sunt la tine acasă. Doamne, ce îmi este frică, guys, eu nu știu ce să fac. Și uitați-vă, am găsit multă informație că trebuie să scriu la ora 3 dimineața și să-i scriu că să nu mai mă deranjeze și va fi totul ok, totul bine. Uitați-vă, guys-e, acum e ora 2:59 de minute și eu am decis să înregistrez totul ce îi scriu, ce o să se întâmple și poate, Doamne, o scăpa și nu mai deranja Sinehead vreodată. Așteptăm ora 3, guys-e, și îi scriu. Vreau totul să înregistrez. Să nu spuneți că vă mint. Guys, dar înainte ca să scriu lui Sinehead, abonați-vă chiar acum. Vreau să văd că mă susțineți și vreți să continui cu Sinehead. Rupeți butonul de like-uri dacă vreți să înregistrez totul mai departe. Guys, haideți să văd susținerea voastră. Rupeți butonul de like, abonați-vă și nu uitați de clopoțel. Please! Guys, este ora 3. Eu încerc să-i scriu lui Sinehead să nu mă mai deranjeze niciodată. Guys, i-am scris. Te rog frumos, nu mă deranja, mi este frică de tine. Te rog frumos, nu mă deranja, te rog frumos, nu mă deranja. Și îi trimit, guys. Eu sper că Sinehead o să mă asculte, o să mă înțeleagă și o să scap de ea. Eu sper la asta, guys. Eu acum aștept ce o să răspundă și dacă o să răspundă, este ora 3 și o minută, guys. Este ora 3 și o minută. Oh, Doamne, ce este frică, guys. Afară este noaptea. Doamne, stai, poate. Oh my god, eu aștept, guys, răspunsul lui Sinehead. Sper că o să mă înțeleagă. Guys, chiar acum mi-a răspuns Sinehead. Este ora 3 și 2 minute. Oh my god, uitați-vă ce mi-a scris, guys. Nu, e târziu. Jocul a început. Care joc, Doamne? Care joc? Eu sunt... Oh, Doamne, ce este frică? Eu nu știu ce să fac, guys. Eu nu știu, într-adevăr, eu nu știu ce să fac. Ce acum? Ce pot eu face? Doamne, care joc și ce s-a început? Eu nu înțeleg, guys. Cum, ce? Nu o să scap niciodată despre... De Sinehead sau ce? Oh, Doamne! Oh, my god, stați, guys, mă sună, nu știu cine. Ce? What the fuck? Cine este? Pe număr ascuns îmi sună. Alo? Alo, cine? Oh, fuck! Ce? Alo? Alo? Sinehead? Oh my god, cine este? Guys, eu nu înțeleg! What the fuck? What the fuck? Cine e acolo, bă? What the fuck? Cine e acolo? What the fuck? Oh, guys, eu nu înțeleg! What the f... Ce? Cine acolo? Fuck! Cine acolo? Oh my god! Fuck, mi este frică! Ce-a fost? Oh my god, stai! Ce se aude afară? Afară nu știu ce se aude, guys! Oh my god, guys, ce se întâmplă? Eu nu înțeleg, Doamne! Doamne, cât este de frică, guys! Eu nu înțeleg! Și sunetul ăsta de afară, ce se aude? Ce sunetul ăsta? Oh my god! Haide să vedem ce... Voi ați auzit?
Sarem pe Doamne, sunetul ăsta de sirene. Oh my god, Doamne, cât de tare se aude sunetul ăsta. Eu nu știu ce se întâmplă, guys. Oh, fuck, ce mi este frică, Doamne. Cât de tare mi este frică, guys. Voi pur și simplu trebuie să mă credeți că e foarte, foarte ciudat. Trebuie poate să-i scriu încă, eu nu știu ce să-i scriu lui Siren Head, atâtea lucruri paranormale să... Să stă slăbirea! What the fuck, unde este slăbirea mea? Fuck, ce să aude? S-a deschis geamul, guys! Oh my god, s-a deschis geamul lui tatălui! Vreau să stă slăbirea, Doamne! Mereu să se ghece, fuck, guys! Siren Head a intrat în... Ce se mișcă patul? Găse, mi se iarăși să aude sirena afară. Oh, fuck! Ce se aude asta? Oh, cât de tare se aude! Ce asta auzesc, găse? Oh my god! Oh my god! Mi este frică! Eu plec din casă! Eu nu mai pot să fiu aici, Doamne, voi ați văzut ce se întâmplă, guys? Casa mea... Principalul să nu fie... Siren Head, guys. Siren Head! Fuck! Oh my god, guys, ce se aude asta? Oh my god, nu-mi vine să cred ce se aude chiar acum, Doamne! Ora 53 de minute, Doamne, mi-este foarte frică. Poate să vă liniștim, Doamne. Oh my god, ce se aude asta, guys? Nu mai pot, Doamne, mi-este foarte, foarte frică. L-am văzut-o pe Siren Head, chiar acum a intrat la mine la bucătărie, guys. S-a deschis fereastra, dar cum s-a deschis fereastra, eu nici nu știu. Oh my god, ce să fac, Doamne, mi-este frică. Stai câte ora? Oh my god, stai, ora 3:54 de minute, Doamne, poate să vă liniști, eu nu știu, Doamne, unde să plec iar acum, el mă mai prinde dacă ies afară. Să-i sun, trebuie să iau telefonul, adică să sun de pe telefonul, Doamne, poate să vă liniști, chiar se liniștește și încearcăm să ieșim, guys, sau căutăm, eu nu știu ce să fac, Doamne, cât este de frică. Guys, a devenit ora 4. Și totul a devenit ok. Deja nu se mai aude sirena. Am fost prin casă și deja e totul ok. Nu mă deranjează nimeni. Eu nu știu, poate e ora 3 și chiar este ora diavolului. Oh my god, băi, eu nu știu ce s-a întâmplat, guys. Uitați-vă, deja a devenit totul liniște și este ok. Guys, chiar acum am primit iarăși un mesaj. Este ora 4 și 4 minute. Mi-a scris noapte bună. Doamne, iarăși de la Siren Head. Eu nu știu ce înseamnă totul asta, guys. Mie este foarte, foarte frică. Trebuie să mă liniștesc și poate voi reveni, guys. Eu nu știu. Mie este foarte, foarte frică. Deci, prieteni, eu nu știu ce să fac. Mie este frică. Vreau să mă mut, cred că, de la acest apartament. Deci trebuie să caut un apartament nou, deoarece așa nu se poate, guys. Mi-este foarte frică. Siren Head mă atacă deja a treia noapte la rând. Adică a două, cred că deja. Nici nu mi-e dor, guys. Mi-este frică. Cred că-i scriu lui Simeon să vină după mine și să mă ia la el, deoarece mi-este foarte, foarte frică, guys. Nu mai pot. Doamne, cât de frică este. Deci, guys, dacă mă susțineți, vă rog, haideți să rupem butonul de like și scrieți-o chiar în comentarii și distribuiți dacă mă susțineți, guys. Nu uitați să vă abonați și poate voi continua, poate nu. Eu nu știu, principalul să supraviețuiesc. Mi este frică, guys, eu plec acum, cred că mușa o sună la pe Simeon și cred că plec de aici. Cred că rămân până la ora 6-7, să nu deranjez chiar acum pe Simeon și plec, prieten. Nu mai pot.
Deci, haide, noapte bună la toți, cred că deja dimineața o să priviți acest video. Haide, papa și noapte bună, guys. Doamne, cât de frică de mine să găsă. Fuck, frică. Miau.